Basme în limba română. 5 bob de mazăre. Au fost odată ca niciodată 5 bob mici de mazăre care au locuit într-o păstaie. Toți au fost diferiți, dar trăiau încă împreună, deoarece păstaia de mazăre era încă închisă. Erau prea mici ca să facă față soarelui. Obișnuiau să doarmă toată ziua, dar noaptea ei obișnuiau să vorbească unul cu celălalt și să asculte muzica din jurul lor, mai ales muzica lunii. Semiluna obișnuia să lege câteva sfori de argint la capete. Obișnuia să cânte la harpă melodii frumoase pentru bobii de mazăre. În vremurile de lună plină, obișnuia să cânte la tobe. Bobii de mazăre obișnuiau să se trezească ascultând tobele gălăgioase cântate de lună. Dar fiecare bob de mazăre are reacția sa proprie la muzica lunii. Iubesc sunetul tobelor! Bum, 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 bum! Iubesc această muzică! Iubesc castanietele! Este liniștitor! Îmi place cum cântă la harpă! Este frumos! Atât de melodios! Oh, de ce nu poate fi liniște? Uitați de muzică! Îmi place să dorm cât mai mult! Mergeți cu ritmul vieții! Al patrulea bob de mazăre era foarte leneș. Îi plăcea să doarmă mai mereu. Al cincilea și cel mai tânăr bob de mazăre era foarte diferit de ceilalți patru. Iubesc toate genurile de muzică. Castanietele, tobele și harpa de asemenea. Fiecare este special și mă face fericit când le ascult. Bobii de mazăre creșteau pe zi ce trece. Nu au realizat până nu s-au dezvoltat la maxim. Acum au simțit cum păstaia lor a devenit prea aglomerată. Te rog, dă-te la o parte, nu am loc să mă mișc. Nici măcar eu nu am. E sufocant aici. Păstaia a devenit prea înghesuită pentru a rămâne. Da, nu mai pot să dorm aici. Vă rog, faceți puțin loc pentru mine. Eu sunt cel mai mic, dar tot mă chinui să mă mișc. Cu toții se plângeau și se rugau unul de altul să facă loc. Brusc, păstaia de mazăre s-a desfăcut și o lumină puternică a intrat. Vai, nu! Cine a deschis păstaia? Este ridicol! De ce nu mă lăsați să dorm în pace? Vă rog, închideți păstaia la loc! Vă rog! Nu pot să-mi deschid ochii! Nu se mai poate acum! Mama Natură a deschis-o! Wow! Păstaia noastră a explodat! Iupi! Sunt foarte fericită! După câteva minute, când toți s-au obișnuit cu lumina soarelui, au început o discuție. Cred că avem o șansă! Ce fel de șansă? O șansă să ieșim și să descoperim lumea! Crezi că e o idee bună? Cred că lumea de afară este periculoasă pentru noi! De ce ne pierdem timpul discutând posibilitățile? Eu vreau să ies și să văd culorile diferite ale lumii. Vreau să mă bucur de viața mea dincolo de păstaie. Faceți ce vreți! Eu vreau să dorm în continuare. Hai să-i dăm o șansă! Este oare o idee bună să părăsim păstaia? Am fost aici de multă vreme. Nu știm nimic de lumea de afară. Să mergem să ne bucurăm de timpul nostru, deoarece suntem liberi din această păstaie mică. Au dezbătut subiectul o vreme și au decis să părăsească păstaia de mazăre. Au luat-o drept o aventură și au decis să meargă până la capăt. Unul câte unul au alunecat în jos de pe păstaie. Ține tulpina bine! Nu știu unde vom ateriza! Aveți grijă! Prinde-mă dacă poți! Sper să găsesc un loc bun de dormit acolo. Unde sunteți toți? Nu mă lăsați singur? Este alunecos aici! Au aterizat pe un câmp arat pe o parcelă cu mazăre. Au fost bucuroși pentru că explorau lumea pentru prima oară. Wow!
E așa de frumos aici! Da, sunt fericit să fiu aici! A fost o decizie înțeleaptă să părăsim păstaia! Vreau să dorm! Găsiți-mi un loc bun! Hei, uite! Am trăit pe o creangă mai înaltă de sol! În timp ce vorbeau despre lumea nouă pe care o vedeau, un băiat trecând prin zonă i-a zărit. Aha! Acești bob de mazăre sunt perfecți pentru prăștia mea! Îi voi lua chiar acum! Băiatul a cules bobii de mazăre unul câte unul. Primul bob a zburat departe în văzduh. Ceilalți bob nici nu l-au mai putut zări. Oh, o să mor! Apoi, băiatul l-a aruncat pe al doilea bob, al treilea și al patrulea cu praștia sa. Cineva să mă ajute! Nu știu unde voi ateriza! Acest băiat ne omoară doar pentru amuzamentul lui! Îmi doresc să cad într-un ritm la care pot să dorm nederanjat. Apoi, cel mai tânăr bob și-a luat zborul. Wow! Zbor printre nori ca un fluture! Oh, destinul meu! Du-mă într-un loc unde pot avea o viață minunată! Cel mai tânăr bob de mazăre a aterizat pe un pervaz. Oh, din fericire, am aterizat în siguranță! În timp ce se uita prin geam, a văzut o fetiță întinsă pe pat. Era bolnavă și tușea în continuu. Mama ei o ruga să mănânce. Te rog, ia niște supă, draga mea! Îți va da putere să lupți cu boala! Îmi pare rău, mamă! Nu cred că pot să mai mănânc! Dacă nu mănânci, cum vei deveni puternică și sănătoasă din nou? Bobul de mazăre a văzut că mama încerca să-și hrănească fetița, dar fetița era prea bolnavă să mănânce. Mama părea foarte îngrijorată pentru fetiță. Noaptea, când cea mică a adormit, mama se ruga pentru ea. Te rog, ajută-m copilul să se refacă! Nu pot să o mai văd cum suferă! Binecuvântează-o cu sănătate, te rog! Te implor pentru viața copilei mele! Și bobul de mazăre a fost trist pentru mama și fiica acesteia. Târziu în noapte, bobul a intrat în camera ei pe geam. Cu luna plină pe cer, bobul de mazăre a cântat un cântec cu tobele pentru fetiță. Bang, 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 ascultă ce cânt! Bang, 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 ascultă ce cânt! Cine este? Am auzit sunete chiar acum! Cine este? Sunt eu! Sunt aici, pe geam! Vorbești? Nu am mai văzut un bob de mazăre vorbitor! Pot să și cânt! Îți cântam o melodie cu tobele lunii! Tobele lunii? Da! Luna cântă la tobe când este plină! Dar nu le aud! Trebuie să fii un bob de mazăre special! Fiecare din lume este special și orice lucru are o muzică interioară. Trebuie doar să ne concentrăm și să o ascultăm. Vrei să spui că pot să ascult și eu tobele lunii? Este posibil? Orice este posibil în această lume? Oh, da! Pot să aud tobele! Nu ți-am zis eu că orice este posibil? Nu. Există un lucru care nu este posibil pentru mine. Care e acela? Nu pot fi vindecată de această boală. Oh, nu spune asta! Dar dacă devin altceva în afară de un bob de mazăre, atunci și tu poți fi sănătoasă din nou. Dar ești un bob de mazăre! Ce altceva poți deveni? Bineînțeles că pot! Crede în tine și poți face orice! Dacă voi deveni altceva, vei crede că vei fi vindecată? Bine, o să o fac! În dimineața următoare, când fetița s-a trezit, și-a amintit conversația cu bobul de mazăre. A căutat bobul de mazăre de pe geam, dar nu era acolo. Oh, poate a fost un vis! Cum poate un bob de mazăre vorbi? A mers la geam
și a privit dimineața revigorantă și strălucitoare de afară. Este frumos afară! Cum a zis și Bobul, nu pot să cred că voi fi vindecată? Cred că mă voi însănătoși! Cel mai tânăr Bob de Mazăre încerca să se țină de cuvânt. A stat afară lângă geam și s-a învelit în praf pentru câteva zile. Mai târziu, când a sosit iarna, praful l-a ajutat să supraviețuiască zăpezii. În fiecare zi s-a luptat pentru țelul său. Dacă rezist acestor circumstanțe încă câteva zile, cred că îmi voi atinge scopul. Mă voi strădui mai tare să mă țin de promisiune. Cel mai tânăr Bob de Mazăre a supraviețuit iernii datorită voinței sale puternice. Anotimpul s-a schimbat și micul Bob de Mazăre a dat lăstari. S-a transformat într-o plantă cu câteva crengi și câteva flori frumoase. Într-o zi, mama fetiței a observat lăstarul frumos de Mazăre care a rodit afară la geam. Privește, dragă! Avem un lăstar de Mazăre la geam! Oh, wow! Dar cum a crescut aici? Și-a ținut promisiunea, mami! Și-a ținut promisiunea! Poftim? Cine și-a ținut promisiunea? Mazărea! A devenit un lăstar de Mazăre! Acum cred că și eu voi fi vindecată! Dacă Bobul își poate schimba viața, de ce nu și eu? Da, copila mea! Bineînțeles, vei fi mai bine în curând! Fetița a zâmbit lăstarului de Mazăre. Mama ei i-a mulțumit lăstarului de Mazăre și a avut grijă de el.